tipul de anul ăsta e, cred că, mai bogat ca niciodată, pentru că ne-am propus mai multe la nivel de număr de filme, de locații, de proiecție, invitați și mă bucur că amploarea asta se va reflecta și în organizarea zilei filmului maghiar. Avem o seară, miercuri 1 iunie, unde nu mai facem tradiționalul Guraș în centru, mergem la castel, la Gilău. Le mulțumesc prietenilor noștri care organizează zilele culturale maghiare, lui Chantal Levente și echipei lui, care ne-au sprijinit să ajungem acolo, și vom arăta un ultimul film al lui Cardoș Peter, Fever Dawn, iar înainte va fi un concert pentru pasionații de muzică, unde vor cânta o trupă foarte cunoscută, Republic, și una mai la început, din Gheorghenda, care sună foarte bine, Bogoși Brothers. Și în plus de asta, pentru mine, filmul care e cel mai așteptat, sunt foarte curios să-l văd, e filmul Ivoiei Fechete, Mama și ceilalți nebuni din familia noastră. E un film al cărui scenariu l-am citit, mi-a plăcut foarte mult, mi-aș fi dorit să-l coproducem, dar din păcate n-am găsit bani în România. Și sper să vină la Cluj, evident, regizorii, actorii, cei care au lucrat și în filmul Ivoiei, dar și în alte filme. Mă bucur la fel că la gala de închidere vom omagia pe doamna Auros Luiza, e o actriță mare, cred, care trăiește azi în România, în Cluj, și care a făcut multe roluri și în teatru și în film. Poate cele din film au trecut mai puțin observate sau nu, cei tineri nu le știu, și de-aia ne-am gândit să arătăm filmul Regia, regizat de Iosif Demian, unde ea a jucat, și sper să o întâlnim, să îi luăm câteva vorbe despre viața și cariera ei.